Memorandumul Kozak ar fi putut soluționa problema transnistreană acum 20 de ani. Este declarația făcută de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, la o reuniune ministerială a OSCE de la Skopje, în Macedonia de Nord. Potrivit diplomatului rus, acordul a fost torpilat de Uniunea Europeană și de NATO, iar acum și formatul de negocieri 5 plus 2 moare. Ministerul Moldovean de Externe a calificat declarațiile lui Lavrov drept acțiuni ostile pe care Rusia încearcă să le întreprindă împotriva țării noastre. Printre încercările zădărnicite de a rezolva problemele acute de pe continentul nostru în baza principiilor OSCE se numără memorandumul Kozak, care ar fi putut rezolva în mod fiabil situația din Moldova acum 20 de ani. Atunci Bruxelles a torpilat fără menajamente documentul deja parafat de Chișinău și Tiraspol. Acum ei distrug formatul 5 plus 2, ultimul lucru care a mai rămas în eforturile comune privind reglementarea transnistriană. De fapt, Moldova este destinată să fie următoarea victimă în războiul hibrid împotriva Rusiei declanșat de Occident. Fiecare țară în care acum activează emisări occidentali, fundații și așa numitul ONG-uri ar trebui să se gândească de două ori. Ministerul Moldovean de Externe a calificat declarația lui Lavrov drept partea unei serii de acțiuni ostile ale Rusiei împotriva țării noastre. Declarațiile Rusiei, fie cele de astăzi, fie cele anterior, fac parte dintr-o serie de acțiuni ostile pe care Federația Rusă a încercat să le desfășoare împotriva țării noastre în ultimii 30 de ani. Din fericire, în tot acest timp, țările noastre, partenere din Occident, au fost alături de noi, ajutându-ne să depășim cu succes aceste amenințări. Vă reamintim că la Skopje, Macedonia de Nord, are loc reuniune ministerială a OSCE la care participă delegații moldovenești și rusești. Anterior, delegațiile din Estonia, Letonia, Lituania și Ucraina au boicotat reuniunea în semn de protest față de participarea lui Sergei Lavrov la acest forum. Șeful delegației moldovenești nu a urmat exemplul colegilor săi, dar a declarat că delegația moldovenească nu va participa la discuțiile de grup la care va fi prezentă delegația de la Moscova.